La mulți ani. E ca într-un vis. Unul frumos? Cel mai frumos. Îmi pare rău de copiii aia. De ce să fiu responsabilă? Da, mamă, sunt bine, dar sunt în operație. Ce explozie? Ce e de fapt? Nu vă calificați pentru adopție. Poate aveți și dumneavoastră nevoie de ceva. Excursie în Spania. Auzi, ai loc în mașină și pentru Cristina? Că e și ea aici tot de 12 ore și tot singură pe tură. Având în vedere că e în 5 luni, eu zic să vă pregătiți de nuntă. Dar ea e decisă să facă orice test, orice trebuie, ca să demonstreze că e... Ce test, Duminiță? Pe 15 ani? Pe ce tu crezi că am să permit așa ceva? Mihaela Suveică lucrează de aproximativ 15 ani la terapie intensivă. Este cel mai conștiincios om dintre toți angajații din spitalul acesta. Nu e așa, Marcel, crede-mă, n-ai văzut așa ceva. Au arsuri pe 70% din corp și au un kil. I don't understand how you managed to keep them 48 hours alive. They are healing faster than anything we've seen before. Cine se face responsabil de ce s-a întâmplat? A murit un copil? Trebuie să facem treaba. Care copii treaba? Și câți copii mai sunt sus? Să vă ajutăm! Vrem să descoperim vinovații! Vinovații? Vinovații nu sunt aici, bă! Sunt la mare, la plajă! Aici sunt numai fraierii, care are alți copii! Astea sunt numai fraierii! Aici e și tragedia. Pentru că toți avem dreptate.